Polițistul Nicolae Rotaru din Podcoava, acuzat că a bătut crunt o femeie din localitate, nu se potolește. El și-a îndreptat acum furia către familia unui tânăr care a vorbit presei despre firea lui violentă. Băiatul a primit mai multe mesaje de amenințare, motiv pentru care a depus plângere penală împotriva omului legii. Da, da, m-a amenințat în telefon în seara de duminică, acum 2 zile, și dânsul mi-a adresat injurii mie, familiei mele și amenințări. Amenințări cum să ies pe el la bătaie, așa mai departe. Da. Și în repetate rânduri injura familia și până la urmă mi-este și mie frică, nu numai mie, dar am și eu nepoți, am și eu mai departe și mi-e frică pentru siguranța lor. Tatăl lui Răzvan susține că între familia sa și polițistul Rotaru au mai existat neînțelegeri, dar nu s-a ajuns la amenințări cu moartea. El își dorește ca omul legii să plătească pentru toate nenorocirile produse. El e un om sadic. Chiar mă miram, spunea cu o tărie așa și cu un sadism când lucram. Îi povestea băiatului meu, chiar mă întinam și spuneam, dă ce e în capul lui. Spunea că el face parte de niște trupe din afară. Nu se poate să lași un polițist așa în libertate. Amenință într-una. Gândiți-vă ce va face după ce rămâne. Dacă rămâne în funcție. Ce face omul ăsta aici? Îi spune băiatului meu că să-și ia să pun la el, că îl bagă în pușcărie. Polițistul agresor de la Podcoava s-a ales cu un nou dosar penal. El este cercetat pentru amenințare. În această dimineață, un tânăr de 19 ani din orașul Podcoava a sesizat faptul că la data de 3 noiembrie ar fi fost amenințat cu acte de violență de către un polițist din cadrul poliției orașului Podcoava prin intermediul unor mesaje telefonice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, se arată într-un comunicat al IPJ Olt. Polițistul Nicolae Rotaru este pus la dispoziția unității și se află în analiza Consiliului de Disciplină, întrucât anterior acesta a săvârșit mai multe abateri disciplinare. Ultima faptă reprobabilă s-a petrecut luna trecută când omul legii a bătut crunt o femeie din localitate de care ar fi încercat să profite. Potrivit IPJ Olt, în cauza a fost întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe, cercetările fiind făcute sub coordonarea procurorului. Femeia se află și acum internată la secția de chirurgie a Spitalului Slătinean cu numeroase fracturi.